Imagine părinții și copiii, să spunem mai întâi, binecuvântat să fie cel mai desăvârșit Tată, Dumnezeu. Amin. Și binecuvântat să fie cel mai minunat și ascultător și desăvârșit copil, Domnul Iisus Hristos. Amin. Și apoi pentru dumneavoastră toți, din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos, cum saluta Apostolul Pavel, har și pace. Amin. Dacă întreb pe părinți, ați vrea să aveți copii buni? Ce părinte n-ar ridica mâna că și bunicii s-ar grăbi să o facă? Dar dacă vă întreb, vreți să fiți părinți buni? Mă gândesc că ați spune, cum noi nu suntem părinți buni? Pentru că, în mod normal, un părinte face tot ce poate pentru copilul. În dimineața aceasta, vă propun, într-un singur domeniu, să ne analizăm dacă suntem sau nu părinți buni. Citindu-vă cele scrise în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 45. Omul bun scoate lucruri bune din vestiria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vestiria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Cuvintele tale te dovedesc dacă ești un om bun și tot cuvintele tale te dovedesc dacă ești, cum vorbim noi astăzi aici, un părinte rău. Testul cuvintelor de acasă. Cum trebuie să vorbească un părinte bun acasă? Mi-a pus Domnul pe inima asta și am avut oarece emoții să văd cum îi cheamă pe copii, ca să văd dacă îmi pot permite să spun tot ce am pe inimă să spun. Și numele copiilor îmi permit să spun asta. O fetiță, Miriam, Rebecca, și doi băieți, Ezra și Emanuel. Știți ce cuvinte mai frecvent folosesc părinții în relația cu copiii? În primul rând, numele lor. Când pui un nume unui copil, asta te reprezintă. În mod deosebit, în literatura biblică, în ebraică, și știți că și babilonenii țineau cont de acest aspect, le-a schimbat numele la evrei, nu le-a plăcut cum sună, că Daniel, Hanania, Mișael și Azare aveau cuvinte ce conțineau în ele și literele El, care făceau referire la Elohim, la Dumnezeu, și le-au pus altele legate de Dumnezeii lor. Da, știți, și nu vreau să insist, doar așa se va duc în actualitate. Când a pus numele la copii Leia, Rahela, când Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram, îi spunea, și el era un bătrân de acum, Tatăl unei mulțimi. Da, cuvintele numelor sunt foarte importante. De aceea nu încurajăm credincioșii să pună nume după actori, după sportivi, ci după sfinți. Și copiii pot cu vremea să reflecteze asupra înțelesului numelui lor. Poate va zice cineva, eu am pus numele la copii doar așa pentru identificare, ca și cum mai spune, al 12-lea, al 13-lea să nu-i încurc. Admit și o astfel de gândire abstractă. Dar în general, ceea ce punem ca nume copiilor noștri are de-a face cu dimensiunea noastră sufletească și spirituală. Sau, ca și la Rahela, cu aspectul fizic, când în durere i-a pus nume fiul durerii mele. În al doilea rând, ceea ce facem noi astăzi aici, trebuie să faceți dumneavoastră acasă cu o foarte mare frecvență, să vă binecuvântați copiii. De altfel, textul care va fi citit, pe care îl obișnim din Numeri, capitolul 6, nu este strict pentru lucrarea de binecuvântare notificată în Biblie. Acolo scrie, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și le ziceți, când? Ori de câte ori aveți ocazie. De când să începem? De când sunt mici și dăm tonul la adunare. Așa că, tată și mamă, că nu toți aveți ocazia ca fratele Iacob și cu celălalt Iacob, tatălui,
să vă binecuvântească copiii în adunare. Păi faceți-o acasă. Nu o să vă ia nimeni la rost. Din potrivă, va fi foarte bine și faceți-o de mai multe ori. Ce este interzis? Din potrivă, este recomandat, binecuvântați. Spune Scriptura aici, în textul ce va fi citit îndată, în Numeri, capitolul 6, așa să binecuvântați și să ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Spune asta când merge copilul la școală, când pleacă mai departe, când vezi că deja se întunecă așa mintea lui, rostește cuvintul, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să-ți dea pace, să se îndure de tine. Și sunt multe cuvinte în Biblie de binecuvântare. Ieri când am avut aici părtășia cu copiii, m-am prezentat în fața lor și le-am zis, Domnul să fie cu voi. Și am întrebat, cine a salutat așa? Și le-am cerut să mă salute, cum a fost răspunsul acolo. Și unii au știut și au zis repede, Domnul să te binecuvinteze. Foarte important, aceste cuvinte de binecuvântare le găsim scrise în cartea Rut, la capitolul 2. Și nu sunt numai acestea singure. Vă amintesc, spunea Naomi, care n-a fost acolo la ogor să-l binecuvinteze pe Boaz, dar a zis și ea, versetul 20, să fie binecuvântat de Domnul. Boaz, la rândul lui, zice către Rut în dimineața aceea, când s-a dus ea în arie, capitolul 3, versetul 10, fii binecuvântată de Domnul, fiic! Și nu vă limitați numai la aceste expresii arhicunoscute. Faceți dintr-o propoziție, faceți o frază. Cât de bogată și cât de des. Ascultați pe Boaz ce a mai spus atunci. Capitolul 2, versetul 12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sâmba cărui aripi ai venit să te adăpostești. După ce au auzit cuvintele astea, care în mod normal Boaz le-a adresat lui Dumnezeu, cerând să o binecuvinteze, i-a ascultat ce a spus ea. O, să capă trecere în ta, Domnul meu, că și tu m-ai mângăiat și vorbele tale au mers la inima slușnicei tale. Da, copiii vor auzi, ăștia mici de astăzi trei, numai în înregistrare mai târziu. Dar ăștia las mai mari când îi binecuvintezi, aud. Dar și dacă te scapi să zici ceva cum eu nu-mi pot permite să spun nici aici, nici în altă parte, aud. Un tată supărat pe copilul lui că l-a împins la fân acolo lucrând într-o vară, a zis, mânce-te peștii. După ce au zis, băi, nu trebuia să spun, în aceeași vară a fost o inundație pe copil, a luat apa și nu l-au mai găsit, l-au mâncat pește. Binecuvântați și nu blestemați. Dumnezeu să vă dea cuvinte. În al treilea rând, lângă binecuvântări, nu uitați, asta e temă pentru acasă. Și când veniți taților de la serviciu, întrebați soțiile, ai binecuvântat azi copilașul sau o fac eu acum? Foarte important. Să nu folosiți cuvinte care, așa cum am zis, nu e bine să le pronunțăm, în care să-l jignești, să-l du-te, facă-te, câte toate. Și o poți face în supărare. Cuvintele rugăciunilor pentru copiii noștri. Și am auzit unii părinți spunând, da, nu-mi vin așa cuvinte. E din prisos vorbește inima, vorbește gura din prisosul inimii. Înmagazinați astfel de cuvinte de rugăciune pentru copii. Spune Scriptura, să vă dau un exemplu, cartea 1 Samuel, s-a rugat Ana pentru un copil cu care încă nici nu era însărcinat. Și cu siguranță, chiar dacă nu avem istoria detailată aici, s-a mai rugat pentru el. I-a și pus nume, Dumnezeu a ascultat ce? Rugăciunea pentru el. Și când l-a adus, cum ar fi astăzi, la binecuvântare, atunci l-a adus înaintea Domnului, avea probabil 2-3 ani copilașul, scrie în 1 cu 27, pentru copilul
acesta mă rugam. Și ce frumos a zis în continuare. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. Mărit să fie Domnul. Mamelor, nu vă plângeți de copiii dumneavoastră că nu-s buni. Fiți dumneavoastră mame bune și rugați-vă pentru ei. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Taților, sunt situații în care dirigenția nu funcționează cel mai bine, dar rugăciunea merge. Rugați-vă cerând cu specific, Doamne, lucrează așa și așa. Acum să nu cerem ca mama fiilor Zebedei, Doamne, pune în rai unul aci și unul tot aci lângă tine. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-i aibă El în vedere, să-i așeze unde îi place și când vrea și cum vrea. Numai să fie ai săi mărit să fie Domnul. Foarte important asta. Evident că rugăciunea trebuie să fie și pentru partenerul de viață, dar noi acum vorbim pentru copii. Cuvinte care le poți spune acasă. Și astea sunt foarte importante. Să aveți prisosul acesta de rugăciune. Și lucrând prin bucătărie. Și mergând cu mașina. Mă mai sun uneori câte un frate. Frate, mă duc la serviciu cu mașina, sunt singur. Ești liber? Da. Hai să ne rugăm. Aveam o cauză împreună. Ne rugăm. Și Dumnezeu să ia aminte. În al patrulea rând, pe lângă numele, rugăciunea de binecuvântare și rugăciunea extinsă pentru copiii noștri, mai putem să folosim cuvintele credinței și ale adevărului, cuvintele scripturilor în casa noastră. Asta va dovedi cine-i părinte bun, nu cine muncește să-i facă în primul rând o casă mare. Asta e doar un părinte bogat, atâta tot. Nu doar părintele care se va lupta să aibă un copil școlit și cu mai multe doctorate în timp. E doar un părinte cu o bună cultură. Un părinte bun va avea cuvintele vieții pe care să le spună copiilor săi. A zis un înger odată către un bărbat care de rugat se ruga, dar lipseau în casa lui niște cuvinte. Și scrie în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10, a zis trimisul lui Corneliu, versetul 22, adresându-se lui Petru, un înger sfânt te-a spus să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Ce cuvinte? Atât li s-a spus. Îți va spune ceva. Și scrie aici, în capitolul 11, versetul 14, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Vrem să ne fie mântuite casele? Cine n-ar vrea? Atunci rostește cuvintele mântuirii în casa ta. Și se va vedea, dragi părinți, că aceste cuvinte, cum vă spuneam, sunt mai valoroase decât orice în lumea aceasta. Spunea unul care s-a pocăit mai târziu că l-a cercetat Dumnezeu, spus, eu n-am auzit de Dumnezeu la noi în casă, numai când înjura tata. Ce diferență! Să ai o mamă și o bunică, ce citește psalm de dimineață, ce cântă, apoi se roagă, ce-ți vorbește cu drag despre Domnul. Am auzit pe un predicator tânăr spunând, abia am apucat să învăț să citesc, să văd eu dacă e așa cum ne povestea mama. Da. Timotei a avut un tată grec, nu știu ce era, filozof sau marinar, dar a avut o mamă evreică. Bunica avea și ea aceeași credință. Și s-a sălășluit în ei toți mântuirea. Cum? Spune în 2 Timotei, capitolul 3. Prin cuvintele Scripturilor, citesc versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. O, să fie casele noastre o atmosferă bogată de cuvinte sfinte. A zis împărăteasa din Seva venind la Solomon, ce bine de oamenii care locuiesc cu tine, care te aud. Da, veneau oamenii toate țările să-l audă pe Solomon.
Măcar vecinii de-ar veni la noi să spună, mă duc în casa aceea că îmi place. M-a zis pe într-o predică spunând cum s-a pocăit o femeie. A zis, aveam o vecină pocăită. Și când am auzit ce cuvinte sunt la ei în casă, cum mi se adresează bărbatul, cum se adresează la copii, a zis, mie îmi place religia asta, zice, dar n-am perceput ce-i cu mântuirea. Dar am auzit cuvintele. Că așa cum am citit despre Rut, a zis, mi-au mers la inimă cuvintele acelea. Da? Dar și dacă sunt niște cuvinte tăioase, tot la inimă ajung. De aceea să ne păzească Dumnezeu inima și cuvintele. Zice în Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, cum să dea har celor ce-l aud, să aducă mântuire, să dea liniște, bucurie și pace. Într-o familie a venit tata supărat, nu-i gata mâncarea. De parcă femeia ar fi aparat, care trebuie să le scoate pe toate ca la comandă când apeși pe buton. S-a pus la masă, fără să se roage, că de la Dumnezeu le avem toate, cu pâinea cea de toate zilele. S-a sculat fără să mulțumească. Și un copilaș a stat acolo cu teamă, nu cumva să scape și le vreun cuvânt nepotrivit și tata să-l pleznească. Și pe ce ești afară, a zis, mama, ție nu-ți pare că te-ai măritat cu tata? Că mie îmi pare rău. Bietul copil așa a înțeles el starea aceea din casă. Închei citindu-vă ceva din cartea lui Daniel și aș vrea asta să vă fie tema pentru acasă. Da, da, ușe din Proverbe 81, versetul 21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește va mânca roadele. Nu vom putea da vina pe nimeni în timp. Cuvintele noastre, de la binecuvântare la cântare, vor avea un efect binecuvântat sau unul negativ. Și scrie în cartea Daniel, pentru că tehnica de astăzi ar trebui să ne ajute să înțelegem ce valoare au cuvintele. Cuvintele care merg pe unde, de exemplu, prin telefonie. Cine s-ar fi gândit în urmă cu sute de ani că se poate să ții un aparat în mână așa, să ții cu două degete? Să vorbească cineva de aici? Și în timp real să te audă în Australia. Cum a creat Dumnezeu lumea rostind niște cuvinte? Sunt foarte puternice cuvinte. Sunt forța cea mai puternică în univers. În lumea spirituală totul operează pe bază de cuvinte. Ce vei spune? Mântuirea, dacă mărturisești cu gura, ești mântuit. Scrie în cartea Daniel, la capitolul 10, versetul 12. Un înger i s-a adresat și a zis, nu te teme, Daniele, de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, te smerești înaintea cuvintelor Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum, auzi. Cuvintele tale pot să aducă un înger al lui Dumnezeu? Cuvintele tale pot să permită unui demon să facă ceva? Cuvintele tale vor fi ziditoare sau destructive pentru un copil? Și dacă au așa putere cuvintele unui om, când a vorbit îngerul aici, s-au împrăștiat toți. Pus-o un glas. Dar și când i-a vorbit binevoitorul lui Daniel, scrie în același capitol, versetul 19, nu te teme! Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar putere și am zis, vorbește, Domnul meu, oh, de-ar prinde copiii noștri putere. Și să ne spună, mai vorbește, că am prins putere, că în cuvinte este o mare putere. Amin.